Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou meci de League of Legends Ranked. În meciul trecut n-am observat că acum, practic, cu meciurile astea, deși m-am băgat solo, mă pune la placement matches pentru 5 vs 5 flex ranked, ceva în genul. Deci, practic, dacă jucați meciurile astea acum de ranked, faceți rank-ul pentru 5 vs 5 flexed ranked. Deci aia e o chestie interesantă. Night Raven Fiora, nu cred că am mai văzut skin-ul ăsta în joc. În fine, nu uitați, dacă vă place conținutul găsit pe canal sau pur și simplu meciul de League of Legends, apăsați butonul de like. Dacă sunteți noi pe canal și vă place ce găsiți, butonul de subscribe, chestia asta ar ajuta extrem de tare. Și bineînțeles, dacă vreți să susțineți canalul, dați un share pe Facebook. Pe Facebook. Meci forță. Sper. Să-mi dau picioacă. Am terminat sezonul în Gold 4 cu 0 puncte. Din ce am observat, cum am zis, nu mai îmi pune acum punctele de ranked la solo duo, că îmi pune la ranked flex sau flex ranked, deși n-am intrat cu echipă. Am intrat practic solo Q. Și nici n-am prea văzut primates la chestia asta, deși și că e flex, strength, nu știu ce. În fine, să vedem ce o să reușesc să fac eu în match-ul ăsta. Nu știu exact cu ce să încep. Să încep oare cu Chora sau să încep cu EU. EU îmi place că totuși damage gen point and click. Adică pun țint, am apăsat EU, bam, damage. Chora, în schimb, trebuie să fie aia în range. Așa că o să încep cu asta, dar o să maxez Chora. What the fuck, acum văd. Avem Miss Fortune mid contra la Lux. Asta o să fie foarte nașpa. Vă ziceam în meciul trecut, când am jucat cu Veigar, că mă bucur că nu sunt încă troli în ranked, pentru că nu e gata sezonul, bla bla. Dar aparent oamenii vor să joace Miss Fortune mid. Ce să zic. Mai e un pic până la Ash mid din nou și Vayne, cum era cândva în sezonul 1 sau 2, ceva în genul. Ei, atunci nu jucam în ranked. Cred că în primul sezon am jucat, nu 100% sigur, am jucat ceva gen 8 rank-uri, dar nu sunt chiar sigur dacă aia e în primul sezon sau al doilea. Și după aia am intrat în fiecare sezon în Gold. My thoughts exact, ia sai. Ardă-te focul. Bă, n-arată super fain skin-ul ăsta din Night Raven, adică, ei. Sick. Hai trăița, să-ți dau cu damage. Bă, dar cum dracu-mi dă așa în pana de la distanță? What the fuck? Să îmi fac numai level 2 să-i pun și Chora pe față. Vezi, asta îmi place, abilitatea asta. Cel puțin de început, deși când jucam Swain mai de mult, jucam și maxam EU pentru că e foarte simplu să dai damage, point and click. Și nu, era foarte lejer să joci așa. Eee, pă mama drag. Tu dai damage, ești barosană. Păcat că am autoatacurile atât de slabe încât nu pot să iau minionii sub tureta, frate, ești nebun. Ești mortă, dă-te în pușcărie. E ce pana aia crezi? Când îți dă Chora,
Berito. Și-o făcută la kill? Miss Fortune mid? What the fuck? Să fie interesant. Sunt curios cum o să fie în late game. Miss Fortune mid. Asta e și prima dată când văd combinația asta. Hai fă prostul mai aproape să mai dau o cioară. Eat my dick. S-o prins acum de jmecherie. Dar măcar o fac să-și folosească chestia în mod defensiv, nu să mă atace. Să-mi ba picioaca. Mă fac push, mă risc un pic, dar nu are încă level 6 titel. Ia să ai, my friend. Fuck. Vine titel! Na, ia cu cioară atunci. Trebuie să fiu atent la River, pentru că de acolo vine Gigel. Între timp trebuie să fiu atent și la ciumpa la cozaura asta. Na, fă dodge la asta! Cu Q sau cu ce dracu de abilitate ai. Băi, ești nebun? Ce face aia mid? Cum dracu joacă mid? Atât de bine cu Miss Fortune. Să nu zici că-l bate și pe Rengar când va piceaca. Și-ai Belito. S-ai dat flash-ul, n-ai mai belit-o. Dar păi, nu-i stres că te rezolv data viitoare. Aici ești fă proastă. Cu farm-ul 29, al dracu, stă mai bine cu farm-ul decât mine. Să mai dăm un SS, că cine știe ce face asta. Mă duc că vine cam agresiv. Și oricum trebuie să-mi cumpăr și eu niște iteme ceva și pushat lane-ul și bam bam. Da, double kill acolo. Merge bine match-ul. I like it. Și dacă o să auziți acum ceva zgomote dubioase, dau găuri vecinii. Adică nu e ceva nou pe canalul ăsta. Miss Fortune mid, băi, ești nebun. Și are 2 cu 0 și joacă AP. Miss Fortune AP. Bă, da, în afară de E. Cred că E-ul e singura abilitate care dă damage din AP. Adică nu știu. Nu-mi vine în minte deloc acum cum scalează aia, dar chiar nu țin minte să aibă altă abilitate care să scaleze cu AP-ul. Beatrice, așa o cheamă pe cioara lui Swain. Beatrice.
Să trăiască fiora cei dau disar capacele, să moră gibilan, da ce-mi dă acuma și ea mie. Bă, surprinzător de tare HP-ul pe care îl dă ultimata la Jegalaina. Deci nu mă așteptam la așa mult HP regen. Era la drag, fă proastă. Vine Olaf Barosanu. E frică la proastă, dar nu înțeleg de ce. Hai, titele, că tanchează boss-ul. Acum am belit-o, nu? Ardă-te focul! Mă gândesc că apuc să fug și să dau W-ul. Pana mea! Uite și l-o prind și pe ăsta, aoleu. Dă Rengar ăsta nou de rupe. Unde ne bai? Nu știu dacă mă pălea Jinx acolo cu ultimata, adică am dat flash-ul la panică. Dacă am văzut că vine și ultimata. Dar bănuiesc că dacă mă pălea, mă făcea. Holy fuck, ce dai real. Da, mă, și Lux noi? Mid, credeam că e mid Lux. De fapt, da, dacă o veam pe Diana, îmi dădeam seama clar. But I didn't see her. Încă acest. Te fă-mi pușcărie. Cinci-șase versus 63 și o lua, mă, Hexdrinker, ești prostovan. Jegalaina! Acum mai fac freeze la lane dacă ăsta dau numai la situri ca un ciumpa la cozaua. Hai bă, de ce nu pot să arunc ciora peste... Ce pana mea, frate? Nu puteam să arunc ciora. Deci am dat în direcția aia să meargă ciora vieții și nu mergea, frate, ești prost. De ce? Beatrice, nu vreau să zboare peste zid, gen fucking cioră de casă. Ok, suntem de acord, frate, adică dacă putem să enervăm și să supărăm. De ce nu? Așa le facem fucking tilt și la unul și la altul. Ia de la Beatrice. Mare cioară. Holy fuck, pateu. Mamă, ce-mi place cum îi dă. Schmecker Swain? Am și uitat că pot să joc Swain top. Dacă m-a prins Febra Illaoi. Am jucat Illaoi grămadă. Iar cu Nasus ar trebui să mai joc o grămadă de campioni cu care pot să joc decent și n-am prea jucat. Pentru că, pateu, aoleu, dacă spingeam și aia erai pe dracu.
Iar dacă aș fi ceva mai individualist, single player mode, aș juca cu Ignite pe top și cred că aș da ceva mai tare. Dar fiind genul de jucător care din păcate joacă foarte mult pentru echipă. Mamă, ce bine am dat acolo. Așa îmi iau teleport pentru că mă gândesc, bă, dacă o să fac a noștri Drake și o să ajut. De ce nu? N-ar trebui să fac chestia asta și ar trebui să joc ca să câștig eu lane-ul. Mamă. Câteodată e mai bine să joci pentru echipă. Destul de rar ce-i drept, dar... Da. O, vine Titel, trei țar să-ți trăiască familia. A, băga mi-aș. Favoarea asta. Nu știu, nu-mi place să joc cu prostia aia. Probabil că-s primii de ăștia. Bine, oricum, nu o să-i dau report, adică nu sunt curios de chestia asta, dar măcar să fac cumva, să enervez să chestii. Dacă pot să-i supăr, cam ar fi scopul. Ai revenit, vagabondă. Mamă, ce bine o să meargă când îmi fac și, cum îi zice la aia, Realize Chapter și o să dau cu Chara mai mult slow și dau și cu eu atunci slow. Hai bă, turetă nenorocită. Mamă ce-mi place cum dă cu Chara, ești prost? Hai fă prost, o să-ți dau una ca lumea, nu? Și tu da în spate și vrăjel. Și acum începe vărul cu bor mașina. Dă-i, frate. Nu știu, au renovat tot blocul, pe la mine nu a fost. Că... Ardă-i foc cu mașina lor. Sujo! Sugerimente, my friend, sugerimente. El cock in your ass. Nu, bă. Bă, mâncați ce-ați citat astea două. Așteptam să mă spargă. Acolo. Se aude mașina, frate. Dă-i. N-am ce să fac. Asta e viața de bloc. Sunt morților. Bă, dar ăștia nu mai termină, mă jur. Să ardă în iad. Bor mașina aia cu tot. Poftim. N-am ce să fac, dați pe mult la partea asta în pana mea, deci e goșul ordinar. M-am
Mamă, cum o topi pe asta aici, nu? Putu pe bor mașina asta, vă fut. Hai, mă, dar nu vin să cred că nu o să mă opresc, că știa mă, ești prost. Incredibil, bomul. Incredibil, ce jeguri. Infecție. Pușcale ar fi catul. Serios, spuneți-mi mult că n-aveți nicio șansă să... să-mi va picioarele în casa lor. E jeguri, infecție. Futule, morți în gât. Partea bună e că dau damage de rup. Partea nașpa e că nu e vecin. Mamă, ce-ți dau să-mi ba picioarele de te prind. Hai, fă prost, o veni și asta la altă. Mort asta acum, nu mai are șansă. Oricum partea bună e că pot să dau destul de mișcat să curețe restul echipei după mine. Și o să fiu și mai tank după ce îmi fac Realize Chapter-ul. XD Rengo Fiora. Să-i dăm cu niște apă, că ne ia cu nervi. Uite, asta e 0 cu 4, ești nebun, am distrus-o în top. Nimica n-a jucat. Am avut noroc cu șobolanul ăla, cu gankurile lui și panarama asta altă. Mamă, dacă ajung acolo, ce vă dau. Pe cum crezi, fă prostă? N-ai nicio șansă contra la... cioroi. Odată la ultima dată cred că numai să fugă. Și acum bate frate cu ciocan, ești prost. Bun, bă. Easy money. Hai cât damage și ea prostă, uite. Cât e prostă ăla cu Jinx, incredibil. Hai titele, să-ți dau și ții câteva capace. No, n-ai cum să scapi. Uită-te la ea. În fine, am Realize Chapter-ul. Mai mult damage. Mai îmi cumpăr și prostia asta de zonia asta dacă apuc. Dar nu cred. Ar trebui să terminăm la următorul teamfight. În teorie. 5-5-8, not bad.
MF Duo After, așa deja se iubesc. Sunt curios câte meciuri mai reușește Miss Fortune să le facă. Nu pot să-mi dau acolo un teleport, ceva? Bă, frate. Nu merge pe leșnică. Lest, al top. O blue buff ar fi fost bună acum. El Choreles. Bătaia ciorilor. Care are ciora mai tare. Dai frățiar cu ciocanul. Sper să-ți dai peste de agite. Sau direct în cap cu el. Pe ce facem, frate? Facem baron sau nu? Începe baron, se duce. Nici asta nu știe ce vrea să facă în pana. Hai, fă prostul să ne batim. Acum nu mai e șmecher bug sau nu? S-o termina cu șmecheria. Mă, tavă, nu mi-ai tu mie ward-ul. Stai, dracu, dacă ai venit la șumechereabă. Nu fi bulancioi. Dă-i, frate, cu găurile ăla-i, să vină. Ardă-te focul cu găuritul tău. Oare cât trebuie să-i mai suport pe nenorociți ăștia? Hai, frate, mai dai mult, dă-te în pușcărie. Și acum terminăm, gen. Fuck it. Nu de alta, dar încep să mă enervez foarte tare pe treaba asta cu suga aceștia de vecini și datul lor de găuri de 5 luni până acum. Vreo 5 luni, cam atât au durat să renoveze o cameră. Nu n-o da până acum găuri, numai când mă apuc să fac un merge ceva, dau găuri, frate. Sunt chiar curios cum se aude pe filmare, o să ascult. Oh, yeah.
acolo Fiora, nu? Stai așa. Că rezolvăm noi treaba. Hai frate, că n-am unde să merg, cam la slow de... pușcă ficatul meu. Nice, e gata meciul. 30 de secunde ar trebui să terminăm, în teorie cel puțin. Și sper să terminăm, că nu mai suport să aud în bate asta cu ciocanul și o futie pe masa. Serios. Hai mă, mai lasă-te în pușcărie să te ducă dracu. Unde mi-e frate echipa? Asta ce face în bază? Ce caută în bază? Da, scapă mi-s forță în care dita mai movement speed-ul după ce intră pasiva aia. Deci, funcționează AP Miss Fortune. În cazul în care vreți să vedeți și voi ce build și-a făcut asta, un build destul de dubios. Adică la asta m-aș aștepta, dar pe Mejai, totuși, mori extrem de ușor cu Miss Fortune. Nu prea văd. Mai putea să strâng și stack-urile alea, da? Nu. Oricum, a jucat bine, n-am ce să comentez. Dacă ar fi să joc Miss Fortune mid, probabil că aș face ceva gen... 0 cu... Hai să zicem, fac totuși un kill de pe ultimată. Deci, fac un... 1 sau 2 cu... 25. Și cu 5 asisturi. Oh, nice! 2! Sugeam-i Aitene și Fiora. Non-stop. Aoleu, îmi dă Diana să moară Gibilanozaurul. Faze din astea, prelungim meciul ăsta pe care chiar vreau să îl termin o dată. Da-ți să moară Gibilan. Nu mă pot teleporta pe ceva pe aici. O minion, nice. Cum îmi dă delete instant? Absolut instant, frate. Bă, instant. N-am apucat să fac absolut nimic, ultimată pornită. Samba... Și Fiora nu a murit la faza aia. Am 6 cu 10 scor. 6 cu fucking 10.
Pana mea. Dau ăștia delete ca un nimic. Deci, astea sunt itemele cu care dai delete la oricine cu Diana. Bine, ieși eu. Și-a activat ITL ultimata. Unde ești? Să trăiască familia Matale. Gen. Fiora e în bot. Noi suntem 4. Bun, ai cum nici asta. Suntem 5. În mod normal. Dacă nici așa nu-i batem. Atunci, delete game. Gen. I-am activat ultimata când am văzut că dă aia cu Q-uri. M-am gândit că poate e pe nașpa treaba. Hai să o dezactivez că mi se termină mana. Și să o activez la nevoie, dacă mai apuc să o activez. Și sper să termină meciul chiar de ăsta găuri. Ardă-l focul. Toate focurile iadului să-l ardă. Bun. Frății, where mâncați astene și stau cu ultimata și nu pot să-i omor, să-mi ba piciocul. Dă-te dracu pe pușcărie să te mănânce. Bă, fiora aia. Ne face probleme Fiora. Adică, bă bun, e Fiora. Prin hips, stai liniștită. Nu cred că mai scade aici. Bă, dacă e greu de venit meciul așa brusc. Să-mi ba piciorul. Bă, sunt stare oare să iau blue buff asta. Nu-s băga mea și-n măta jeans. Și-mi apuc băzălaina. Chiar o să se termine meciul ăsta, că nu mai suport deja. 36 de minute, ne bat ăștia din erup. Plus că dă nenorocitul ăsta găuri în continuu. Deci, chiar vreau să-l terminăm. Să-mi iau o prostie din asta și mă duc. Bun. Un meci pe care îl puteam termina la minutul 25, îl terminăm la minutul 50. Pentru că lumea se bate așa, random. Cel mai probabil o să mai dureze, nu știu, 15 minute, minim. N-ar fi o problemă, dar cred că o să dureze 15 minute în care pierdem. Uitați-vă cât damage mi-a dat, frate, și mi-am făcut totuși și din asta Magic Resist. Hai frate, că-l omor, nu-l omor. Deci dă Diana asta de rupe, frate, nu înțeleg cum dracu. Cum să dea atâta bănare Magic Penetration, frate? E în afară de cizmă. Și își mai face acum prostia de Magic Penetration, deci cu chestia aia mă distruge complet. Nu-mi dau seama cum poți să dea atâta damage. Sincer, dacă nu luăm inhibitoare extrem de rapid,
atunci cred că e gata match-ul. Gen, ne bat ăștia în teamfight mega lejer. Nu cred că avem șansă să-i batem în teamfight. 5v5 ne tornă. Ca pe niște nimicuri. No, acum cât timp ei facă, la noi am putea să facem baronul, gen. Nu mai putem. Da, one catch, one pateu, da. Până la one catch-ul ăla ne bat ăștia din umflă. Nu e problemă. Măcar știu că nu mai trebuie blue buff, adică îmi dă delete jumătate de secundă aia. Diana no Zonia. We can focus her, da. Atâta numai că și ea ne focusează pe noi. Gen delete în 2 secunde, da, oricare din echipă, în afară de Olaf care prostia de GA. Dar în rest, oricare din echipă moare în 2 secunde. Oricare. Bun, frate, bun. Da, deci de asta aveam nevoie, gata meciul. Am reușit cumva să o mor pe aia. Unu pentru 4. Îi fucking legit. Lasă-mă, frate, cu inhibitoarele tale. Versus 1, el mai vrea să facem inhibitoare, ești prost? Asta a fost un match dificil, la bine, a fost mai dificil pentru că l-am făcut noi mai dificil. Îmi cer scuze pentru datul de găuri. N-am ce să fac cu vecinii din ăștia, ciumpalaci care renovează 5 ani și s-au apucat. Cam atât. Dacă v-a plăcut match-ul ăsta sau conținutul de pe canal, nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă sunteți noi, share. Și asta a fost un match forță, salutare!